A medic, ce așteptări aveți de la Ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, în 2022? Ca medic, așteptări foarte mari nu am în momentul de față. Știu cu ce se confruntă dumnealui în poziția respectivă. Ce mi-aș dori foarte mult este să creeze un plan de refacere a infrastructurii medicale, v-am spus și mai devreme, să creăm centre medicale noi, centre de excelență, bine dotate, să sprijinim foarte mult latura cercetării și în România, este o latură uitată, din păcate, și în acest moment vedem ce înseamnă să ai o infrastructură de cercetare foarte bine dezvoltată. Ne uităm la America, ne uităm Franța, Anglia, țări care au această bază foarte bine dezvoltată și care au putut veni cu tratament rapid împotriva acestui virus. Sunt sigur că ne vom mai întâlni cu astfel de situații pe parcursul vieții și trebuie să fim foarte bine pregătiți, să reacționăm, să avem un timp de reacție foarte bun.